Într-adevăr, bunătatea lui Dumnezeu nu are margini. Și atunci când te apropii de Dumnezeu și când îl lași ca El să apropie de tine, experimentezi acest lucru. Și ceea ce experimentezi în momentele acelea sunt realități care sunt foarte greu de descris. Și pentru că nu găsesc cuvinte pentru asta, am luat o carte cu mine. Este o carte a lui Sadhu Sudarsin și cine n-a citit-o vă recomand să citiți. Este poate cel mai semnificativ mistic al secolului 20. Și spune el: când o zi când mergeam prin pustiu, mi s-a făcut foarte sete. Și m-am urcat pe un delureț să văd undeva dacă este o sursă de apă. Și am văzut undeva în depărtare un lac. Și am spus, în sfârșit, am coborât și am mers, și am mers, și am mers, și am mers. Și mi-a dat seama că, de fapt, ceea ce am văzut a fost o iluzie. Și plecând de aici, el ne spune, la fel, în ce privește mântuirea. Am cutreierat pământul în căutarea apei vii. Bunurile acestei lumi, adică avere, situație, onoruri, tihnă, îmi apăruseră ca un lac din care să împotolesc setea sufletului. Dar niciodată n-am putut să găsesc întrânsele o picătură de apă în stare să-mi astâmpere setea. Când mi se deschiseră ochii spirituali, am văzut un fluviu de apă vie care țâșnea din coasta străpunsă a lui Hristos. Eu am băut din el și am fost potolit. De atunci mă adăpt totdeauna din acest izvor. N-am mai cunoscut setea din deșertul lumii. Inima mi este un imn de bucurie. Și haideți să mai citesc un paragraf. Prezența lui Hristos îmi dă o pace care depășește orice pricepere și acest lucru îmi taie respirația. Și se întâmplă în toate împrejurările. Când persecuțiile mă lovesc, el era acolo. Cu el, închisoarea devenea cer și crucea era schimbată într-un subiect de binecuvântare. În mijlocul pericolelor, ispitelor, păcatelor, tristeților acestei lumi, eu am fost mântuit de acela care și-a dat viața pentru mine. Azi dimineață, când mă gândeam la acest subiect, Dumnezeu mi-a dus în față Psalmul 40 cu versetul 5. Nu mă gândise la el. Și după ce am citit versetul, m-am gândit ce legătură are Psalmul acesta cu subiectul de astăzi. Pentru că astăzi vreau să vorbim, fiind în tema umblarea în Duh, despre trăirea în odihnă. Și versetul 45 din Psalmul 40 sună în felul următor: Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile tale pentru mine, nimeni nu se poate asemăna cu tine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Ceea ce vreau să vă spun și ceea ce am simțit în momentul acela că Dumnezeu îmi spune mie și trebuie să vă spun vouă, este faptul că dacă privim realitatea din perspectiva lui Dumnezeu, aceste cuvinte sunt adresate fiecăruia dintre noi. Haideți că le mai citesc o dată. Și ia-le ca și cum Dumnezeu ți le-a răstit ție. Pentru că ele sunt visul lui Dumnezeu pentru tine. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile tale pentru mine, spune David. Nimeni nu se poate asemăna cu tine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez. Dar numărul lor este prea mare ca să pot să le povestesc, să pot să le povestesc pe toate. Ei, asta e realitatea care Dumnezeu a pregătit-o pentru tine. Ea este în visul Lui. Este ceea ce El vrea să-ți dăruiască. Ceea ce tu nici măcar nu poți prinde în cuvinte. Nu le poți spune pe toate, că sunt prea multe. Faptul că ele iau ființă sau nu depinde doar de răspunsul nostru la oferta lui Dumnezeu. Cuvintele acestea sunt spuse pentru fiecare ființă umană, cu speranța ca ea să intre în provocarea pe care Dumnezeu o face. O realitate care nici măcar nu poți să o prinzi în cuvinte.
Dar dacă ne uităm în jur, nu toți intră în ele. Și cei care intră în această binecuvântare lui Dumnezeu, nu prea reușesc să iei tot ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru ei. De aceea le ajung cuvintele să-și povestească experiențele. Dar a existat un om pe pământul acesta care a luat toată binecuvântarea care Dumnezeu i-a dat-o și a lăsat să scrie povestea vieții lui într-un mod în care nimic să nu lipsească din ceea ce Dumnezeu din eternitate a pregătit pentru el. Și omul acesta este Iisus. Dar vreau să înțelegeți, aici nu vorbesc despre Dumnezeu, da, este Fiul întrupat, dar omul Iisus, care a fost 100% om, a trăit tot ceea ce Dumnezeu a visat pentru el, pentru că el a întins mâna și a luat din mâna lui Dumnezeu ceea ce Dumnezeu a vrut să-i ofere și a vrut să ne ofere prin el. De fapt, psalmul 40 este parțial un psalm mesianic. Versetele 5-8 sunt versete mesianice, sunt cuvinte care sunt adresate lui, sau sunt cuvinte spuse despre Iisus Hristos. Chiar dacă autorul nu știa lucrul acela în momentul respectiv, David. Era o profeție. Duhul Sfânt a venit peste David, care era un profet, și David a profețit vorbind despre Hristos care urmează să vină. Dar întrebarea este, cum a reușit Iisus omul să iei din mâna lui Dumnezeu tot ceea ce Dumnezeu a avut să-i dea? Psalmul continuă. Tu nu dorești nici jertfe, nici dar de mâncare, spune Iisus, pentru că David profețește ceea ce urma să experimenteze Iisus, ci mi-ai străpuns urechea. Nu cer nici ardete tot, nici jertfe de ispășire, ci mi-ai străpus urechea. Și știți foarte bine ce înseamnă lucrul acesta. Când cineva era robul cuiva, și în Israel nu putea să fie rob pe viață, trebuia la un moment dat să fie eliberat, nu intrăm acum în detalii. De dacă vrei să fii rob pe viață, făceai un legământ și ți se străpungea urechea, îți plăcea atât de mult de stăpânul tău și vrei atât de mult să stai alături de el încât îți străpungea urechea și asta însemna am fost de acord să fiu robul lui pe viață. Iisus a coborât din lumea sa și s-a străpuns urechea, vrând Iisus omul să rămână în voia Tatălui întru totul. Cu alte cuvinte, eu, Dumnezeu, Fiul, odată întrupat, înțeleg rolul întrupării. În Evrei, capitolul 10, este citat acest psalm, această parte din psalm, și îi se spune, tu n-ai voit nici jertfe, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. În loc de cuvintele, mi-ai strupâns urechea, spune, mi-ai pregătit un trup. Și cele două lucruri, dacă te uiți în contextul lui Iisus, înseamnă același lucru. Mi-ai dat un trup și în trupul acesta mi-a dat-o ca să duc o viață de rob, ca slujitor, ascultător în tot ceea ce tu îmi ceri, ca și Dumnezeu Tatăl, spune Fiul care s-a întrupat. Deci viața este dată ca să o trăim în totală ascultare și supunere față de Dumnezeu. Și aceasta este singura rațiune a vieții noastre, o viață, și este singura cale a unei vieți de odihnă. Iisus împlinește planul lui Dumnezeu întru totul, pentru că ia din mâna lui totul. Pentru că e dispus să asculte până la capăt, fără virgulă. Și aceasta este viața de odihnă. Și vei avea cu atât mai multă odihnă cu cât vei experimenta mai mult această realitate. Și cu psalmul continuă. Atunci a zis, iată-mă că vin. În sulul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Sunt cuvintele lui Iisus. Apoi odrasla, spune a profetul Isaia, în capitolul 11, odrasla, adică fiul, a venit și Duhul Domnului se va odihni peste el, spune Isaia. Peste o astfel de persoană care vrea să facă voia Tatălui, Duhul Domnului se va odihni. Duh de înțelepciune și de pricepere, duh de tărie, duh de sfat, de cunoștință și de teamă de Domnul. Și plăcerea lui, va fi frica de Domnul. Iisus s-a odihnit în lucrarea lui, o lucrare total supusă voii lui Dumnezeu. Secretul nostru pentru fiecare dintre noi, uitându-ne la modelul lui Iisus, este acest, iată-mă, vreau să fac voia ta. Dacă cineva vrea să aibă o viață de odihnă la cote maxime, aceste cuvinte trebuie să fie devizul și practica vieții tale. Iată-mă, Doamne, vreau să fac voia ta.
Las ca Duhul Sfânt să odihnească peste mine, să facă după vrerea Lui, la timpul Lui, ceea ce El vrea să făptuiască în viața mea. Și fără virgulă. Aceasta este o viață trăită în odihnă. Nu este o viață de pasivitate, din contră, este o viață implicată la maxim, dar o viață în ascultare și supunere. Dar oare se poate? Mai știți pe cineva din afară de Iisus care a ajuns la nivelul acesta? Iisus ne spune că se poate. Faptul că Iisus, omul, trăiește această realitate, lasă o cale ca să înțelegeți, veți putea trăi și voi cum am trăit eu. Am dat un citat din Sadhu Sudarsin, dacă n-ați citit cartea, faceți-vă timp să citiți cartea aceasta și alte ale lui. Cei care l-au cunoscut spuneau, l-am văzut pe Iisus trăind printre noi. Așa cum despre David Livingstone se spune același lucru. Cei care mergeau pe urmele lui prin Africa și dădeau de tribule pe unde a trecut după ce el a murit, țătenii spuneau, după ce le împărtășea Scriptura, Iisus a fost aici. Și povesteau despre David Livingstone. Atunci când ai o viață de totală predare, acea odihnă coboară peste tine, încât dorința de ambiție, de afirmare, de a aduna ceva din lumea aceasta, se topește. Și în momentul acela, odihna lui Dumnezeu coboară peste tine și îți dă puterea să trăiești până la capăt o astfel de viață. Evrei, capitolul 3 și 4, vă provoc să le citiți acasă, am vrut să le citim împreună, dar nu cred că mai avem timp să facem lucrul acesta. Sunt niște capitole care vorbesc despre odihna în Hristos. Vă citesc versetul 1 din capitolul 4. Duhul Sfânt prin autor aduce înaintea noastră aceste cuvinte. Să luăm, dar bine seamă, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința Lui, făgăduința interii în odihna Lui, niciunul dintre voi să nu se pomenească venit prea târziu. Făgăduința intrării în odihna Lui. Și pentru a înțelege mai bine ceea ce vrea să spună, autorul construiește magistral toate aceste capitole la oaltă. În primul rând, face o comparație între odihna în care a fost chemați evreii, cei care trecuseră prin pustie, și odihna noastră. Mai exact, odihna destinatarilor săi care erau evrei, dar care sunt cuvinte spuse și pentru noi, cititorii acestei epistole. Și pune în contrast cele două odihne. Versetul 18 în capitolul 3. Cui s-a jurat Dumnezeu că n-au să intre în odihna Lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem dar că n-au putut să intre din pricina necredințelor. Uitându-ne în aceste două versete, observăm că odihna care li se promite este o țară, este Canaanul. Și n-au intrat în odihne datorită neascultării lor. Lucru pe care le ia în capitolul următor și spune... Acela căruia li s-a vestit întâi vestea bună, n-au intrat în ea din pricina neascultării lor. Încă o dată întărește acest adevăr. Vezi păcatul lui Adam. Neascultarea este rădăcina tuturor relelor. Apoi, în versetul următor spune, neascultarea înseamnă necredință. Ei n-au intrat în Canaan din cauza că n-au ascultat de mine. Cu alte cuvinte, n-au crezut în mine. Căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, spune autorul epistolei, dar lor cuvântul care le-a fost provăduit nu le-a ajutat la nimic pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihnă. În odihnă despre care a vorbit el când a zis, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Care a fost cauza primară a neintrărilor în odihnă? Citim în versetul 7-11 din capitolul 3. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima. Și ceva mai încolo. Da, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. O imagine atât de plastică. Se rătăcesc în inima lor. Și n-au cunoscut căile mele. Faptul că eu sau faptul că tu nu știi căile lui Dumnezeu, căile drepte ale lui Dumnezeu întru totul. Faptul că poți să pui semne de întrebare la ceea ce Dumnezeu face, în dreptul dreptății lui Dumnezeu, în dreptul suveranității lui Dumnezeu, în dreptul dragostei lui Dumnezeu, în dreptul bunătății lui Dumnezeu, în dreptul iubirii lui Dumnezeu, este că te rătăcești în inima ta.
și de aceea nu pricep căile lui Dumnezeu. Mă rătăcesc în inima mea și de aceea nu pricep căile lui Dumnezeu. Și de aceea, spune Dumnezeu, nu vor intra în odihna mea. Dacă vrei să ai parte de odihna lui Dumnezeu în toate cotele acestea, trebuie ca să nu te mai rătăcești în inima ta și să pricepi căile lui Dumnezeu. Și atunci odihna lui, acea odihnă fără pricepere, va coborî peste tine și îți va cuprinde mintea și inimile și inima în Hristos Iisus, ne spune Scriptura. Dacă să fim puțin mai plastici, să ne uităm de unde izvorăsc cuvintele acestea. Dacă mergem în Psalmul 95, că de acolo se citează, spune, ei au auzit vorbirea mea, spune Dumnezeu, dar m-au ispitit, nu s-au încrezut în mine, la Meriba, apoi numită Masa, ceartă și ispită. Este un popor cu inima rătăcită, ei nu cunosc căile mele. Este citatul din Psalmul 95. Iar textul din care se inspiră, de fapt, David în acest psalm, este din Exod. Ei, spune, toți aceștia care băuseră apă acolo, care stăteau în fața stâncii, care le era sete. Dar imaginați-vă scena. Oamenii aceștia văd 10 minuni în Egipt. Și văd cum faraonul îi lasă să plece și pleacă cu bogății. Văd cum trec Marea Roșie într-un mod spectaculos. Văd cum Dumnezeu le poartă de grijă într-un mod cu totul ieșit din comun, supranatural. Și merg o zi, le este sete lor și animalelor și copiilor lor, și cuvintele lor sunt, este oare Dumnezeu un mijlocul nostru sau nu este? Și Dumnezeu spune destul. Le dă apă în momentul acela. Dar lucrul acesta se repetă și inima lor se împietrește. Și asta este ceea ce numește autorul epistolei către evrei. Inima lor s-a împietrit. Și au ajuns, pentru că inima lui s-a împietrit, să se rătăcească în inima lor și să nu-L mai vadă, să nu-L mai audă pe Dumnezeu. De aceea Duhul Sfânt spune, luați seama ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Ci îndemnați-vă unii pe alții și în fiecare zi, câte vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul dintre voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Și m-am întrebat, care păcat? Și întotdeauna când am citit textul acesta, am spus, multele păcate pe care noi le facem duce la împietrirea inimii noastre. Într-un fel este adevărat. Dar textul nostru nu vorbește despre asta. Când spune păcat, se referă la exact ce se întâmplase acolo în descrierea din Exod. Este oare Dumnezeu în mijlocul nostru sau nu este? Este Dumnezeu cu noi? Este prezența Lui aici? Este cuvântul Lui da și amin sau nu? Cei ce n-au intrat, cei ce nu au intrat, sunt cei ce nu au ascultat de ceea ce Dumnezeu le-a spus, cu alte cuvinte, n-au crezut în El. Păcatul de aici este păcatul neîncrederii în Dumnezeu. Și atunci când nu te încrezi în Dumnezeu, când ai păcătuit, inima ți se împietrește. Și când inima se împietrește, te rătăcești în propria ta inimă. De aceea, omenirea a fost în stare să genereze concluzii cu privire la existența lui Dumnezeu în termeni atât de abisali, în termeni atât de contradictorii, în termeni atât de rupți de realitate. Pentru că s-au rătăcit în inima lor. Atunci când te depărtezi de Dumnezeu și n-asculți de El astăzi și n-asculți mâine, încet, încet ajungi să nu crezi în El și te rătăcești în propria ta inimă. Au crezut că sunt înțelepți, spune Pavel, și au nebunit. L-au pus pe Dumnezeu într-un colț și l-au tratat ca și un obiect, analizându-l așa cum analizez o rocă. Dar cine îl poate cuprinde pe Dumnezeu ca să-l înțeleagă? Doar revelația lui Dumnezeu aduce înțelegere. În al doilea rând, Dumnezeu a putut să promită odihna noii generație care avea să intre în odihnă. La ce mă refer? N-au intrat cei care în pustie au murmurat, dar au intrat copiii lor. Generația lui Iosua, ne spune textul. Dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. Și puțin ne bulversează versetul. Ei n-au intrat în odihnă, adică în Canaan,
Dar ăștia intră în Canaan. De ce n-au intrat în odihnă? Despre ce odihnă vorbește? N-au intrat în adevărata odihnă, dar n-au intrat în aceeași cauză pentru care nu intraseră nici ceilalți. Eu am intrat în Canaan și asta e o parte a odihnei decât să stai în pustie, unde e frig noaptea și cald ziua, mai bine stai în casele tale, la umbra viței, care, într-o casă care ți-o dată Dumnezeu, este o oarecare odihnă. Dar autorul spune, n-au intrat în adevărata odihnă. Despre ce odihnă vorbește autorul epistolei către evrei? Se pare că nu vorbește despre Canaan. Și textul continuă, veți intra într-o odihnă ca cea de sabat. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu și noi suntem poporul lui Dumnezeu. Mi-ar plăcea să vorbim despre acest tip de odihnă. Dar acum doar câteva cuvinte vreau să vă spun. Concentrarea și focalizarea trebuie să fie pe el, acolo în sabat. Dumnezeu a lăsat sabatul cu toate regile și restricțiile, inclusiv moartea pentru cei care nu-l respectă, inclusiv faptul că n-au voie să facă mai mult de 2000 de pași, de a nu face nicio lucrare de slugă, ci doar să ridice capul și să privească spre el. Dumnezeu vrea doar un singur lucru în sabat, vreau să ai intimitate cu mine, vreau să ai un timp de refocalizare cu mine, vreau să ai un timp de ascultare de mine. 6 zile te defocalizează, vreau să înveți o lecție de viață. Nu vreau doar o zi, dar vreau barem o zi să te aduc înapoi, acolo să mă privești în ochi. Vreau să stai în fața mea și eu să-ți iau capul, să-ți-l țin să privești la mine. Într-un fel, tu să vrei să-mi iei capul, să fii sigur că eu privesc la tine. Vreau să avem acea intimitate a relației unul cu altul. Și atunci când stai ca să faci lucrul acesta, când stai în intimitate cu El, când stai și te rogi, când stai și te pierzi și te risipești în rugăciune, simți cum încet, încet, acel Dumnezeu de nevăzut, acel Dumnezeu care pare distant, începe să iasă așa cum firele de iarbă ies din pământ, începe să crească în ochii tăi și începe să vină tangibil, nu la comandă, nu când îi spui, Doamne, am 5 minute, nu când îi spui, Doamne, acum că dacă nu... Și atunci când îți faci timp să șezi în prezența Lui, când sabatul este sabat și când sabatele sunt în fiecare zi, când diminețile încep așa, când ai timp să te odihnești, ai timp să-L aștepți, că Dumnezeu niciodată nu vine la comandă, El trebuie așteptat. Inima ta trebuie să acordezi în această așteptare. Dar nu știu să vă vorbesc despre lucrul acesta. De aceea vreau să-L las tot pe Sadu să vorbească despre lucrul acesta. Ei, Sadu Sudarsin a fost... Prin excelență, un om al rugăciunii. A fost un om al risipirii în prezența lui Dumnezeu. A fost un om care s-a dezbrăcat pe sine însuși până la cote care nu crezi că e posibil ca un om să se dezbrace. Și Dumnezeu l-a răsplătit cu prezența Lui în modul cu totul excepțional. Se spune că în extazele sale, pentru că atunci când stătea în prezența Lui, adesea avea această experiență a intrării într-o altă lume, a unei extaze, a unei priviri prin Duhul în lumea Duhului, în lumea lui Dumnezeu. Într-un mediu atât de concret, încât se minuna El de claritatea lucrurilor. În extazele sale, Sadul are viziunea directă și liniștită a lumii invizibile. El vede toate lucrurile în imagine. Misterul ascuns în Dumnezeu din toate timpurile se revela sufletului său. Facultățile spiritului său sunt deșteptate la maxim și astfel găsește răspunsul la problemele care îl preocupă. Contemplând minunile indefinibile ale acestei lumi cerești, inima este umplută și de profundă pace și de indescriptibilă bucurie. Când el revine la starea normală de conștiință, mărturisește că îi vine greu să înțeleagă pe omul comun, absorbit de lucrurile pământești. Adeseori spune el, când extazul se termină, îmi pare că oamenii sunt orbi de nu văd ceea ce eu văd, fiindcă totul îmi pare atât de real, atât de evident, atât de clar. Atunci când stai în intimitate cu El și sabatul are acest
scop, vei observa cum, de fapt, ajungi să îl experimentezi pe Dumnezeu în cotele investiției pe care le faci. Experimentarea este un har. Dar investiția pe care o faci este modul în care tu îți pui inima ca să poate fi acordată cu prezența lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este acolo. După instaurarea sabatului, ca expresie a timpului de intimitate cu Dumnezeu, el dă legile și poruncile. Imediat după aceea, acele legi și porunci scrise cu degete după tablă, spunând prin aceasta că dacă nu este funcțional un sistem prin care voia lui să fie scrisă în inimile noastre, atunci legile care au fost scrise însăși cu degetul lui Dumnezeu ca să dăinuiască secolele, nu și-au sensul. De aceea, odihna ca cea de sabat este esențială pentru dobândirea odihnei în inima ta. De fapt, definește adevărata odihnă. De fapt, definește calea spre adevărata odihnă. În același text, cu doar la câteva versete distanță, găsim: am jurat în mânia mea, se referă iarăși la generația pustiei, că nu vor intra în odihna mea. Măcar că lucrările lui, spune autorul, lucrările lui Dumnezeu, fuseseră isprăvite încă înainte de întemeierea lumii. Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua șaptea: Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea de toate lucrările lui. Lucrările lui fuseseră ispășite încă înainte de întemeierea lumii. Și face o trimitere la textul din Geneza care ne spune că Dumnezeu s-a odihnit de toate lucrările lui. Dumnezeu n-avea nevoie de odihnă. Dumnezeu este o sursă inepuizabilă de energie. Dumnezeu... Și ce vrea să ne spună prin asta? Că Dumnezeu creează omenirea și în momentul în care o creată știa ce vrea să urmeze, pentru că el vede trecutul, prezentul și viitorul în același timp. El se uită, vede păcatul omului, vede tot ceea ce urmează să întâmple și putea spune: Dumnezeu a trebuit să apuce de cap. Pentru că ceea ce urmează prezintă un plan falimentar. Dar el spune: Dumnezeu s-a odihnit de toate lucrările lui. Știți cum s-a odihnit Dumnezeu? L-a luat pe Iisus Hristos, l-a pus deasupra culoarelui istoriei și a privit toată istoria prin el, unde Iisus Hristosul întrupat, Fiul lui Dumnezeu întrupat, era soluție pentru toată istoria omenirii și s-a putut odihni. Înainte de a curge prima secundă din istorie, prima secundă din timp, Dumnezeu s-a putut odihni pentru că Iisus Hristos, soluția, era acolo. Citiți Apocalipsa și veți găsi câteva detalii în direcția aceasta. O lucrare isprăvită și fiind isprăvită, premizele odihnei sunt pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu s-a odihnit, spunându-ne că și noi ne putem odihni. A putut să promită odihnă poporului aflat în Egipt și apoi care s-a învârtit în pustie și a spus: haideți în odihna mea. A putut să promită odihnă celor care au intrat în Canaan. A putut să promită odihnă poporului care era în robia babiloniană. Și le spune în 30:15 Isaia: în liniște și odihnă va fi mântuirea voastră, în sănătate și încredere va fi tăria voastră. Deci vreau să vă duc odihnă. Dar mai este un cuvânt acolo: dar n-ați vrut. Dumnezeu vine să ne ofere toată odihna lui și ne spune care este calea. Ascultarea, am văzut până acum, ascultarea peste tot, ascultarea și credința în el. Și el spune: dar n-ați vrut. N-ați vrut să vă încredeți în mine, n-ați vrut să ascultați de mine, n-ați vrut să credeți în mine și de aceea nu veți avea odihnă. Eu pot primi sau pot refuza odihna lui Dumnezeu. Dar există o singură mod în care pot să o fac, în care pot să o primesc. Apoi, trebuie să nu uităm un lucru. Lucrarea, odihna lui Dumnezeu stă pe lucrarea Fiului, care o acceptă și o făptuiește. Și odihna mea stă pe lucrarea Fiului, din punct de vedere obiectiv, lucrarea lui Iisus Hristos. De aceea, versetul 1 din capitolul 3 începe cu: prin ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus. Și de aici încep lucrurile.
Atingeți privirile asupra apostolului, adică asupra trimisului și asupra marului preot, cel care s-a întors pentru mijlocirea noastră în cer. De acolo l-a trimis jos, devine apostolul, trimisul lui Dumnezeu, de aici se întoarce înapoi cu lucrarea făptuită și devine marele preot care mijlocește pentru noi. Și de aceea ațintiți-vă privirile asupra lui pentru a putea avea odihnă. Și mi-ar plăcea să putem discuta despre tot ceea ce avem în Hristos. Am mai încercat în mod paris să mai facem lucrul acesta de-a lungul anilor și aici în Teofania. Și cred că ar trebui să fie într-un fel un studiu continuu, perpetu pentru fiecare dintre noi, pentru că acolo este întreaga noastră viață. Dați-mi voie numai să vă prezint în 8 propoziții ceea ce spune Derek Prince despre lucrarea lui Iisus, care are de face cu noi. Iisus a fost pedepsit acolo, pe cruce, pentru ca noi să putem fi iertați. Iisus a fost rănit pentru ca noi să putem fi vindecați. Iisus a fost făcut păcat cu păcătoșenia noastră ca noi să putem fi făcuți neprihăniți cu neprihănirea Lui. Cu neprihănirea Lui. Pentru că oricât de frumos ai trăit pe acest pământ, faptele tale sau neprihănirea ta sunt o haină murdară înaintea Lui Dumnezeu, spune Dumnezeu. Dar voi ați fost îmbrăcați cu neprihănirea neprihănitului Dumnezeu, a lui Iisus Hristos, și de aceea voi puteți să veniți în relație cu mine, pentru că altfel n-ați avut nicio șansă. Voi veniți pentru că sunteți neprihăniți, dar sunteți neprihăniți în Hristos. Și El s-a fost îmbrăcat cu păcătășenia noastră ca El, ca noi să ne putem îmbrăca cu neprihănirea Lui. Iisus a murit de moartea noastră ca noi să putem primi moartea Lui. Și am discutat despre asta săptămânile trecute, în ce fel ne identificăm cu moartea Lui și care sunt beneficiile acestui lucru. Iisus a devenit sărac, experimentând sărăcia noastră, pentru ca noi să ne îmbogățim cu bogăția Lui. Iisus a purtat rușinea noastră, pentru ca noi să putem împărtăși slava Lui. Iisus a îmbrăcat respingerea noastră, pentru ca noi să fim acceptați de copii ai lui Dumnezeu. Iisus a devenit blestem pentru noi, ca noi să putem primi binecuvântarea Lui. Sunt 8 expresii care adună în ele ceea ce noi am primit în crucea lui Hristos. Schimbul de la cruce. Ce a dat El și ce am primit noi. Aș vrea să zăpovim puțin asupra ultimei dintre ele. El a devenit blestem pentru noi, pentru ca noi să putem primi binecuvântarea Lui. Vreau să înțelegeți că blestemul care vine asupra lui Iisus este blestemul legii, este blestemul lui Dumnezeu. Noi am primit eliberare deplină și am intrat în binecuvântările corespunzătoare acestei eliberări, pentru că El a fost făcut blestem. Și cauza binecuvântărilor pe care Dumnezeu le dă peste noi, dacă le dă într-o singură situație, binecuvântările care le-a promis evreilor veneau peste ei într-o singură situație. Știți care era acea situație? Care era condiția ca ei să aibă parte de binecuvântare? Binecuvântarea era rezultatul auzirii și ascultării de poruncile lui Dumnezeu. Și spune, dacă voi auziți ce vă spun, sunt două lucruri, dacă voi le auziți și dacă voi ascultați ce vă spun, veți primi binecuvântările mele. Și le-am putea înșira, le-am putea rezuma în înălțare, sănătate, reproductivitate, prosperitate, biruință, favoarea lui Dumnezeu, sunt binecuvântările lui Dumnezeu. Și cauzele blestemelor, că apoi vorbește despre blesteme și acordă mult mai multe versete acestui lucru, ascultați-mă, sunt blestemele lui Dumnezeu, nu ale diavolului. Pentru că binecuvântarea care vine peste noi poate veni doar de la Dumnezeu. Dar blestemele pot veni din două surse. Poate veni de la Dumnezeu și poate veni de la diavolul. De aici vorbește despre blestemele care vin asupra omenirii, asupra evreilor atunci și asupra omenirii din partea lui Dumnezeu. Și știți care sunt cauza acestor blesteme? Este rezultatul neascultării glasului lui Dumnezeu și neîmplinirea legilor și poruncilor Lui. Ce se întâmplă peste cei care n-ascultă de glasul lui Dumnezeu, care în primul rând să-L audă, de poruncile și legile Lui, este că blestemul lui Dumnezeu coboară peste el și nimic nu te mai poate salva. Pentru că nu există o instanță superioară asupra lui Dumnezeu.
Și acest refuz de a asculta voia lui Dumnezeu și a împlini voia lui Dumnezeu este răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Și îi dă o listă de blesteme care ar putea fi restrânsă în cuvintele umilire, serilitate, lipsă rodniciei, boli fizice și mentale, colapsul familial, sărăcie, înfrângere, apăsare, eșec, lipsa favorului Dumnezeu. Sunt lucruri pe care pot să vină peste mine și peste tine ca și blesteme a lui Dumnezeu, pentru că am ales să nu auzim vorbirea Lui, să nu ascultăm de vorbirea Lui. Și în mod legic lucrul acesta vine peste noi. N-aș vrea să vă țin, pentru că mi-ar plăcea ca cât mai mulți dintre voi, dacă ne puteți spune despre bătălia voastră de a fi în odihnă, să putem învăța din ea. Dacă ne puteți spune despre odihna care ați experimentat-o în anumite domenii ale vieții, să putem învăța de ea, ne-ar fi de mare folos. Aș vrea însă, înainte de a face aceasta, să aduc un singur lucru încă în discuție înaintea voastră. În baza lucrării lui Iisus, noi, cei care ne numim copii ai Lui, ne putem odihni de lucrarea noastră. Și întrebarea e cum? În 1 Corinteni 12 găsim scris: sunt feruite daruri, dar este același Duh. Sunt feruite slujbe, dar este același Domn. Sunt feruite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecare îi se dă arătarea Duhului spre folosul altuia. Deci sunt lucrări, slujbe și daruri. Lucrările sunt planul lui Dumnezeu. Slujbele sunt chemările specifice care Dumnezeu ne dă fiecăruia în parte. Fiecare dintre noi, Dumnezeu are o chemare pentru noi. Și dacă tu intri în chemarea ta, s-a vorbit 2 luni de zile despre chemarea aici, a făcut-o Daniel. Când intri în chemarea ta, atunci tu ești pe linia dreaptă a lucrării lui Dumnezeu care trebuie făptuită. Deci lucrări, chemare, și apoi vorbește despre daururi. Sunt resursele pe care Dumnezeu le pune la dispoziția mea și dispoziția ta ca să ne deplinim chemarea și să facem lucrarea. Când vorbim de lucrarea creștină, trebuie să țineți cont de cele 3 lucruri. Lucrare, slujire și daruri. Lucrare, adică planul lui Dumnezeu, chemarea mea specifică și darurile specifice care Dumnezeu le-a pus la dispoziția noastră. Care sunt resursa noastră ca noi să făptuim lucrarea lui Dumnezeu. Dacă încercăm să facem lucrarea lui Dumnezeu în afara chemării noastre, vom cam trage talga pe uscat, ca să vorbim în termeni academici. Pentru că atunci când vrei să faci ceea ce lucrări spirituale, care țin de lumea spirituală, poți face doar cu resursele și puterea Duhului. Pentru că ține de lumea Duhurilor. Și oricât ai fi de inteligent, oricât ai fi de isteț, oricât ai fi de bine intenționat, dacă alegi să faci lucrarea lui Dumnezeu în afara chemării tale și fără resursele lui Dumnezeu, efectul va fi aproximativ 0. Chiar dacă ți-ai dat viața pentru lucrul acesta. De aceea, este extrem de important, dacă te interesează să fii de folos împărăției lui Dumnezeu și pe plac lui Dumnezeu, să fii preocupat, să te rogi ca Dumnezeu să te ajute să înțelegi care este lucrarea Lui, care este feliuța din lucrare care are de a face cu momentul istoric și locul în care te afli. Apoi să te rogi ca Dumnezeu să-ți descopere: Doamne, la ce mă chem pe mine să fac vis-a-vis de lucrarea Ta? Și apoi să înțelegi că Dumnezeu a lăsat pentru asta daruri. Suntem în capitolul 12 din Corinteni, unde se dă o listă de daruri, le mai citesc, le știți. Ceea ce este important, să recunoașteți acele daruri. Recent știu un loc unde s-a discutat despre lucrul acesta și oamenii importanți au ajuns la concluzia, să fim serioși, nu mai există daruri în felul acela. Ele au fost pentru biserica primară. Trebuie să sucești rău gâtul Scripturii ca să ajungi la concluzia aceasta. Și cel care spune asta predica și are darul predicării. Prin însă faptul că prin darul lui specific, care îl recunosc cei din jur, venea să facă o afirmație împotriva ceea ce făcea. Dar lista de acord din Corinteni este valabilă. De aceea este extrem de important ca noi să recunoaștem darurile care sunt acolo. Apoi să le acceptăm ca fiind operabile noi.
să nu le negăm, să nu ne opunem lor, pentru că s-ar putea ca felul cum a fost învățat până acum să nu încapă acolo acele lucruri. E important să le identificăm în noi și între noi și apoi să le practicăm. Pentru că dacă vrei să-ți faci chemarea, la duci la bun sfârșit chemarea pe care Dumnezeu ți-o dă, nu poți prin resursele tale. Educația nu-ți folosește la nimic, capacitatea intelectuală nu-ți folosește la nimic. Dacă o pui la dispoziția Lui și Dumnezeu pune darurile lângă ele, ia educația ta și ia capacitățile tale și le poate potența pe această cale. Dar ele, fără prezența Duhului, nu înseamnă nimic. Moody, dar înainte de asta, pregătiți-vă să veniți să ne spuneți despre odihna pe care Dumnezeu o a dus-o în viața voastră când ați înțeles lucruri de felul ăsta. Când stai și te gândești la lucrarea lui Dumnezeu, nu poți trăi în odihnă. Ceea ce e de făcut e atât de mult. Am văzut mulți păstori bolnavi de inimă, pentru prea multă trudă. Am văzut mulți păstori cu familiile falimentare, pentru că s-au implicat epuizant în lucrarea lui Dumnezeu, cu bune intenții. Și lucrul acesta e valabil numai la nivelul păstorului, ci la viața fiecăruia dintre noi. Dar Dumnezeu ne cheamă să trăim în odihnă. Și ca să trăiești în odihnă, trebuie să știi care e lucrarea, să nu-ți faci lucrarea ta, ci lucrarea Lui. Le fă-ți timp să-L asculți. Trebuie să știi care ți-i chemarea, ca să știi în direcția în care trebuie să mergi, să nu te duci într-una în care Dumnezeu nu te cheamă. Și trebuie să te uiți să vezi care sunt resursele care Dumnezeu le-a pus în mâinile tale ca să faci acea lucrare. Și atunci poți lucra în odihnă. Atunci poți munci și munca ta se vede. Atunci poți să fii liniștit, pentru că în ultima instanță lucrarea e a Lui și nu e a ta. Și resursele sunt a Lui și nu sunt ale tale. Și pista pe care El te-a pus prin chemare e o pistă a Lui și nu e a ta. Și poți să stai relaxat și să lași ca El să lucreze prin tine, fără să te sforțezi să faci ceea ce oricum nu poți să faci. Dacă ne puteți împărtăși ceva din biruințele și victorile voastre în direcția aceasta, cred că ne-ar fi de mare folos și vă provoc să o faceți. Dar până vă mai gândiți, vreau să vă aduc aminte despre Moody, știți cu toții, doar vă aduc aminte ceva din povestea lui. Spune, avea două femei în biserică care se rugau pentru el. Care se rugau acolo, în primul rând, tot timpul. Se rugau cu ardoare. Și au mers o dată și le-au spus, vă mulțumesc că sunteți alături de mine în acest proces și vă rugați pentru oamenii care sunt în biserică, la care ele au spus, două femei vârstnice, nu pentru ei ne rugăm, ci pentru tine. Dar pentru ce? Păi ne rugăm ca Dumnezeu să-ți dea puterea Lui. Și eu credeam că am putere, spunea el. Au mai trecut 14 ani. Și după 14 ani, la un moment dat, spune el, am trecut printr-o situație în care mergeam pe drum. Și în timp ce mergeam pe drum, a simțit prezența Domnului coborând peste mine într-un astfel de mod încât a trebuit să mă refugiez în casa cuiva de aproape și să stau în prezența Lui acolo și să simt cum prezența Lui coboară peste mine și vine peste mine și vine peste mine într-un mod în care trebuie să spun, oprește-te că nu mai pot. Are ceva de a face cu botezul cu Duhul Sfânt despre care am vorbit în urmă cu două săptămâni. Dar spune el, de atunci încolo am avut o viață trăită în odihnă. Nu m-am pregătit mai mult pentru predicile mele decât am făcut-o până acum. Dar sute de oameni se converteau la fiecare predica mea. Ceva s-a întâmplat. Eram oarecumva pe linie, dar mai a fost nevoie de ceva ca Duhul să coboare, să pună autoritatea și darul Lui peste mine. Și când lucrul acesta s-a întâmplat, spune el, lucrarea mea a fost altfel. Și noi îl știm pe Moody, n-am fi știut că a existat Moody dacă n-ar fi fost momentul acela în viața lui. Pentru că altfel ar fi fost un predicator obișnuit, un predicator mediocru, ca multe alții dintre noi. Dar omul acela a devenit un om care a făcut un impact, care a dus pe mulți oameni la Dumnezeu. Dumnezeu a dus mulți oameni la el prin predicile lui. Pentru că s-a lăsat în mâna lui ca Dumnezeu să adauge ceea ce lipsea în această triadă, lucrare, slujbă, daruri, prezența Duhului în ultimă instanță. Cel mai mare evanghelist a timpurilor moderne a fost Richard Bunker. Și el, în una din cărțile lui, își împărtășește câteva impresii de pe vremea când evangheliza. Da, a fost contemporan cu Billy Graham, dar el a operat în Africa. A avut campanii în care s-au convertit și 1 milion de oameni la o singură predică. Dar nu a fost totdeauna așa, ci a fost un drum pe care el l-a parcurs. Și ceea ce l-a caracterizat pe el a fost ascultarea de Dumnezeu.
Uite-ți aminte, spuneam, odihna este condiționată de ascultarea mea, care înseamnă de fapt credință în ultima instanță. Și dacă ascultarea ta e de totală față de Dumnezeu, vei avea odihnă de plină și impact de plin în lucrarea care o faci. Dacă ascultarea mea ar fi totală de el, în primul rând te aud, să-mi formez urechea să audă, și apoi decizia de a păși în realitatea aceea. Și omul acesta spunea, dau un mic episod, vi le dau. Eram în Kimberley, în orașul celor mari diamante, și am fost invitat să vorbesc vineri, sâmbătă, duminică la o biserică. Am fost acolo și am predicat la 200 de bătrâni și după predică, păstorul m-a dus și a spus, hai să-ți arăt unde sunt tinerii. L-a dus la o discotecă foarte mare din oraș, unde era plină și s-auzea cum bubuiau tobele în locul acela. Și spune el, nu să plec acasă. Și el spune, hai să intrăm. În momentul acela mi s-a făcut rău. Aș fi făcut orice numai să nu intru. N-aveam niciun motiv, n-aveam nicio resursă, n-aveam nicio idee. Și trupul era neputincios. Aș fi vrut să mă târăsc în mașină, să mă duc acasă și să fac ceva să-mi treacă răul ăla. Dar simțit că Duhul îmi spune, intră. M-am uitat înăuntru, nu se puteau vedea unii pe alții din cauza fumului. Zgomotul atât de puternic cât nu puteam, mi se făcea rău și nu putea să stau înăuntru. Am simțit că mi-a spus Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, du-te și vorbește cu proprietarul acestui local. Am mers, a vorbit cu el, l-a găsit cu dificultate, a vorbit cu el și a spus, dați-mi voie să vorbesc 5 minute acestor tineri. Și patronul nici nu l-a băgat în seamă. Apoi i-a spus, s-a întors și a spus, 5 minute îți dau, dar nu astăzi, ci duminică. S-a gândit la faptul că el are copii. Dumnezeu i-a pus două cuvinte, nu mi le aduc aminte acum, care le-a spus în acea discuție cu patronul. Și cele două cuvinte, atât de mult l-au mișcat. Și spune asta, eu spun, nu înțeles sensul acelor cuvinte. Îmi pare rău, n-am citit acum de curând această relatare a lui. Și nu înțeles sensul, dar l-a spus, în ascultare l-a spus. S-a întors peste două zile. Și a spus, ce le pot spune în cele 5 minute? Și Dumnezeu i-a dat o expresie. A spus-o și a plecat. S-a lăsat o liniște de mormânt peste toți acei tineri. Când a plecat din mijlocul lor, toți erau prăbușiți jos în fața unui speech de 5 minute. Și el a plecat acasă. Când s-a întors peste un an, nu mai exista localul acela, se transformase în biserică. Dăduse faliment. Pentru că prezența lui Dumnezeu a coborât acolo. Pentru că un om a ales să asculte în lucrurile acelea mărunte. Când i-a fost rău, a intrat și cuvinte care păreau să-l aibă sens. Simțind că vin de la Dumnezeu, l-a rostit în locul acela. A mișcat inima proprietarului, a mișcat inima celor tineri pentru un speech de 5 minute. Într-un mod atât de profund, încât a schimbat destinul acelor tineri. N-au vrut să mai guste ceea ce gustau acolo. Dumnezeu ne provoacă la o viață în odihnă. Și toți tânjim să avem odihnă în El. Dar această odihnă, ne spune întreaga Scriptură, de la Geneza până la Apocalipsa, este condiționată de ascultarea de El și de încredere în El. Și atunci când ales să asculți de El, în tot ceea ce Dumnezeu pune înaintea ta, în ceea ce pricepi și în ceea ce nu pricepi, acesta este un proces. Pentru că în ceea ce eu ascult astăzi, face să mi se deschidă orizontul, să pricep ceea ce trebuie să ascult mâine. Și pășesc în această realitate care se alergește înaintea mea dacă ascult astăzi. Și asta înseamnă să mă încred în Dumnezeu. Asta înseamnă credință în Dumnezeu. Și când lucrul acesta se întâmplă, să crapă cerul și coboară puterea lui Dumnezeu și schimbă lumea. Dacă noi, spunea Sadusul Darsin, cei care suntem creștini, am trăit în ascultare, n-ar fi nimeni necreștin pe pământul acesta. Dar pentru că cei care sunt, ne numim creștini, trăim într-o pseudo-ascultare, într-un simulacru de ascultare, de aceea nu există nici odihnă în viețile noastre și nici biruință prin viețile noastre. Unul din textele care l-am citit astăzi spune, sfătuiți-vă unii pe alții. Și suntem aici ca să ne sfătuim unii pe alții în acest proces a pășirii spre odihnă. Este o nevoie adâncă în fiecare dintre noi. Și este un tânjet în fiecare dintre noi. Vrem mai multă odihnă. Și Dumnezeu o are pregătită, o pregătit-o. Dumnezeu vrea să o ofere. Când Hristos a murit pe cruce, a murit ca tu să ai odihnă totală în El.
Și dacă intri în cele 8 fațete ale transferului de la cruce, vei înțelege profunzimea a ceea ce înseamnă cruce. Și vei înțelege de ce odihna curge în mod legic peste fiecare din noi. De aceea vă provoc să, dacă cineva are curajul, să vină în față să spună cum a dobândit un dram de odihnă mai mult decât a avut înainte. Ce i s-a întâmplat când a ales să trăiască în ascultare de Dumnezeu, să se încreadă în Dumnezeu. Sunt conștient, probabil că niciunul dintre noi nu suntem la nivelul acestui om. Probabil. Niciunul dintre noi n-am experimentat ascultarea la cotele la care le-a trăit Hristos, Iisus, omul Iisus. Dar dacă un lucru mărunt din viața voastră puteți împărtăși, noi vă fi încurajați ca să pășim în direcția aceasta și să mergem pe drumul acesta. Când a fost ultima dată când ai simțit că Dumnezeu își cere să asculți un anumit lucru care ți-l spune și ai simțit toată împotrivirea să-l spui, dar ai pășit în direcția aceea. Și sunt sigur că dacă ai făcut-o, ai experimentat o binecuvântare de Lui. Când a fost ultima dată lucrul ăsta? Ți-aduce aminte? Ești dispus să-L împărtășești cu noi? Ușor în fața unui astfel de subiect. Pentru că nici unul dintre noi ne putem lăuda cu o odihnă totală. E greu să vorbești despre asta. Dar nu despre asta vorbim, ci despre pași în direcția asta. Nu vreau să fac o presiune asupra voastră în direcția aceasta. Dar umblarea în Duh ar trebui să fie o viață care să te ducă la odihnă. Indiferent de circumstanțele vieții în care trăim. Sadhu Sudar Singh spunea, dacă n-aș fi avut experiența prezenței lui Dumnezeu, care venea în urma rugăciunii și șederii în prezența Lui, n-aș fi rezistat la atâta respingere, la atâta durere, la atâtea bătăi, la atâtea foamete, la atâtea frig, la atâtea lucruri prin care a trebuit să trec. Și numai tu știi prin ce treci. Poate că nu suferi de foame, poate că nu suferi bătăi. Dar fiecare dintre noi avem o istorie a vieții noastre care ne doare și unde nu simțim odihnă. Dumnezeu vine și spune, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Vino la mine, umblă cu mine și rămâi cu mine, pentru că a rămâne este locul odihnei. Sunt pașii care simt că Dumnezeu ne provoacă să-i facem, să ne concentrăm asupra lor în acest avent, în această așteptare a Paștelui. Și ultimul dintre ei este odihna. Și Dumnezeu promite această odihnă. De aceea vă provoc în zilele care ne stau înainte, pe măsură ce vă veți uita și sper să o faceți, peste acele provocări de a analiza potențiala mândrie din noi, acolo unde este, să lăsați pe El să vă ajute să faceți pașii acestea, venind la El, pășind alături de El și pe urmele Lui și rămânând în odihna Lui. Dați-mi voie să mă rog.
Doamne, vreau să-ți mulțumesc că înainte ca prima secunda istoriei să curgă, Tu ai găsit de cuvință, ai găsit soluția în înțelepciunea Ta fără margini și în dragostea Ta ai lăsat să coboare în mijlocul nostru. Soluția ca Fiul Tău să coboare în lumea noastră și să ne aducă odihnă într-o lume zbuciumată, într-o lume a durerii, într-o lume a respingerii, într-o lume a neputinței, într-o lume a suferinței. Tu ai trimis pe Fiul Tău, Doamne, ca să ne aducă odihna, nu doar acolo, când vom fi în prezența Ta, în mod direct, ci încă de aici. De aceea suntem recunoscători, de aceea Te binecuvântăm, de aceea Te înălțăm și Te glorificăm, de aceea Îți mulțumim, Doamne, de aceea Te adorăm. Îți mulțumim, Doamne, pentru lucrarea completă a Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că acolo ai rezolvat problema răzvrătirii noastre împotriva Ta, problema mândriei noastre, problema păcatului nostru și a consecințele păcatului nostru. Fii binecuvântat pentru lucrul acesta, Doamne. Doamne, ai așa puține lucruri ca și condiții ca să putem intra în odihna Ta și în binecuvântarea Ta. Doar să auzim și să ascultăm de Tine și asta înseamnă credință. Te-aș ruga, Doamne, pentru toți cei care suntem în sala aceasta aici. Să Te atingi de inimile noastre, Doamne. Să Te atingi de inimile noastre, să pui în ele dorința de a ne smeri înaintea Ta. Dorința de a ne supune înaintea Ta, dorința și disponibilitatea de a asculta de Tine și de a ne încrede în Tine. Doamne, peste fiecare inimă care este împovărată aici și care are dureri, care are neputințe, care are zbateri și Tu ne cunoști, Doamne, neliniștele inimilor noastre. Pentru oricare trup de aici, Doamne, care simte restricții, încorsetări ale răului, suferință în trup. Doamne, lasă Tu ca odihna Ta să coboare peste fiecare persoană de aici și celor care ne aud acum, peste trupurile noastre și peste inimile noastre, peste sufletele noastre. Doamne, venim la Tine care ai promis că ne vei da odihnă dacă venim la Tine. Venim în acest mod cu pocăință pentru neascultarea noastră și cu dedicare, cu această afirmație că vrem să ascultăm de Tine. Vrem să pășim pe urma pașilor Tăi. Vrem să ne încredem în Tine. Și cu această rostire, ajută, Doamne, neputințe noastre prin puterea Ta. Lasă, Te rog, Duhul Tău cel Sfânt să ne atingă. Lasă, Te rog, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt să ne noiască în sufletele noastre. Lasă, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt să ne rupă, Doamne, din dorințele omului vechi. Să ne noiască mintea pentru a accepta ceea ce Tu vrei să ne oferi. Și fii binecuvântat, Doamne, pentru că Tu ai pornit acest proces în fiecare dintre noi. Fii binecuvântat că ai pornit acest proces în biserica aceasta. Fii binecuvântat că Tu încă vrei să continui, Doamne, această bătălie în noi și între noi. Lasă, Doamne, ca harul Tău să umple locul acesta. Lasă, Doamne, ca harul Tău să acopere inimile noastre. Și harul, Doamne, spre deosebire de milă, așteaptă răspunsul nostru ca lucrurile să meargă mai departe. De aceea Te rog, acolo unde harul Tău coboară, dă-ne înțelepciune să ne lipim de harul Tău și să alegem să mergem pe drumul care ne pui înainte pentru devenirea noastră. Și fii binecuvântat. Amin.